Alerta în centru s-a dat vineri, când testul unei educatoare a ieșit pozitiv. A doua zi, 8 copii dintr-o grupă de 13, dar și alți 2 educatori, au prezentat simptomatologie ușoară a infectării cu SARS-CoV-2. Și acestora li s-au recoltat teste rapide care au ieșit pozitive. În ultima săptămână, copiii din centru au participat la un eveniment organizat de Biblioteca Județeană. Pe de altă parte, în centru au fost vizitați de părinți. Epidemiologii DSP cred că, în pofida tuturor restricțiilor și a măsurilor de igienă, este posibil ca virusul să fi fost adus din exterior. La întâlnirea dintre părinte și copil, este imposibil să-mi imaginez că părintele nu-l îmbrățișează sau nu-l sărută. Personalul din centru a fost vaccinat încă din primăvară în proporție de peste 60%. Cât privește vaccinarea copiilor, nu ne putem permite să facem acest lucru, întrucât la această dată ei se află într-o anchetă juridică și părinții nu mai au niciun drept asupra lor, dar încă nici nu este o persoană din punct de vedere juridic, îndreptățită să își asume această responsabilitate. Încercăm să izolăm cât mai putem pe toți. Toți cei 5 angajați depistați pozitiv erau vaccinați. Ei sunt la domiciliu în monitorizarea medicilor de familie. Din informațiile pe care le avem, copiii și personalul prezintă o simptomatologie ușoară. Copiii au fost internați la spitalul din Râmnicu-Sărat. Așteptăm instrucțiunile și directivele Direcției de Sănătate Publică Buzău, pe care le vom urma îndeaproape. DSP a impus restricționarea vizitelor părinților pentru următoarele 2 săptămâni, iar în centru a fost făcută o dezinfecție minuțioasă.